Cum îmi aleg lanțul potrivit pentru dujba mea? Este neapărat necesar să îmi aleg lanțul de la aceeași firmă de la care am luat dujba și făcut exact pentru același model? Sau pot să mai aleg lanțul având grijă ca să se potrivească anumite specificații? Ca să răspundem la această întrebare, avem două modele de lanțuri pe care le vom compara, le vom studia și le vom pune pe o drujbă pentru a vedea diferențele și asemănările. Vom începe cu lanțul de la Stern, Austria, care are pasul de 3x8 inci și spațiul de 1.3 mm. De asemenea, lungimea lanțului este de 57 de zale. Este pentru o lamă de 40 de centimetri. Acest lanț îl voi compara cu lanțul de la King Park, lanț care are pasul de 3x8 inci, are spațiul de 1,27 mm dacă calculez cât au trecut ei în inci și are 56 de dinți. O altă diferență între cele două lanțuri este prețul. Cel roșu de la King Park este mai ieftin cu 10 lei decât cel de la Stern. Iar cel de la Stern este mai greu cu vreo 20 de grame decât cel roșu. Deci dacă ar fi să calculăm proporțional la numărul de dinți, rezultă că cel de la Stern este mai greu. Dacă ne uităm la dinții lanțului de la Stern Austria, putem vedea pattern-ul acela ca de canin, este ascuțit, pe care nu-l vedem la lanțul de la King Park. De asemenea, lanțul de la Stern Austria are câteva particularități, tot la dinți. Dinții sunt albaștri la culoare și au o crestătură, fiecare dintre dinte este crestat. Lucru care nu contează atât de mult atunci când îl vom monta pe drujbă, pentru că cel mai important este pasul, este acea gaură și este important pentru ce tip de lungime de lamă este făcut. Și acum vom monta lanțurile pe o drujbă ca să vedem diferențele. Pentru demonstrație voi folosi această drujbă cu lanț și cu lamă de la Oregon. Deci mai avem încă un model de lanț pentru a demonta acel mit. Și drujba este de la Stern, pe care vom încerca cele două lanțuri și vom vedea cât de bine se potrivesc drujbei. Pare că avem noroc pentru că cele două lanțuri au fix aceeași lungime. Am montat lanțul și a intrat fără probleme. Și acum am pus lanțul de la Key Park pe drujbă, după cum se poate vedea. Și stă destul de bine. Vedem dacă e întinsă bine. Da, e corect. Hai să montăm și lanțul de la Stern. Și acum am montat și lanțul de la Stern, după cum se poate vedea. Și, deși e mai lung, s-a reglat din întinzător. Deci, în concluzie, atunci când căutați lanț pentru drujbă, importante sunt dimensiunile. E important să fie pasul la fel, e important să fie acea gaură la fel și numărul de dinți. Deși e posibil să se potrivească chiar dacă numărul de dinți nu este chiar egal, pentru că îl mai reglezi din întinzător. Și mai este important pentru ce fel de lamă este, dacă este de 40, dacă este de 30 cm, dacă este de 45 cm. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați sau să ne lăsați un like. Și până data viitoare, la revedere!